Doamnelor, domnilor, va fi intonat imnul de stat al României de către corul Dealul Țarinii din Bădăcin, împreună cu un grup de elevi de la CNSB și Mleu Silvanie. Domnule secretar de stat în Ministerul Culturii și Identității Naționale, domnilor deputați, preacucernici părinți, domnule subprefect, domnule primar, onorată audiență, stimați invitați. Ne-am adunat la Șimleu Silvaniei pentru a-l comemora pe Iuliu Maniu și pentru a-l așeza pe soclul respectului profund și al admirației.
Și poate nu greșesc când spun că ar putea fi evenimentul anului pentru acest oraș, iar pentru noi este o bucurie și o onoare să fim gazdele acestui moment ce se dorește a fi un prilej de întoarcere în timp, în timpul lui Iuliu Maniu. De aceea, invit pe domnul primar Septimiu Țurcaș, împreună cu sculptorul Nicu Mihoc, să inaugureze monumentul Iuliu Maniu, păuritor de țară.